O doctoriță s-a infectat cu coronavirus după ce și-a făcut vaccinul anticovid. La doar câteva zile de la administrarea vaccinului, aceasta a prezentat simptome specifice precum febra și transpirații, iar în urma testului rezultatul a ieșit pozitiv. O doctoriță din Iași s-a infectat cu coronavirus la doar câteva zile după vaccinarea anticovid. Este vorba despre medicul Carmen Dorobăț, medic infecționist și fost manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași. Aceasta s-a vaccinat în data de 27 decembrie, iar imediat după Revelion a avut parte de surprize. A prezentat simptome specifice coronavirusului, precum tuse, febră și transpirații. În urma testării COVID, rezultatul a ieșit pozitiv. De asemenea, medicul Carmen Dorobăț a declarat faptul că s-a izolat la domiciliu alături de soțul ei, confirmat și el ulterior cu COVID-19.